Timișoara en español. Hoy estamos junto a Raúl Abraham. Muchas gracias por participar, Raúl, que junto a su esposa Diana Abraham son los fundadores y los dueños de la Escuela de Baile Magnum Team de Timișoara, que es una presencia muy importante en el mundo artístico y especialmente en el mundo del baile de la ciudad. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Saludos a todos. Para empezar, cuéntanos un poco sobre el panorama general del baile en Timișoara. Este foarte complexă. Avem școli de dans, avem serate de dans, avem partea socială foarte dezvoltată. Cine dorește să danseze poate oricând să vină și să învețe. Avem partea de tango argentinian, iarăși avem partea de street dance, de dans modern. Avem tot ce înseamnă zumba, aerobic și așa mai departe. Dacă lumea dorește mișcare, îi așteptăm cu drag. Sunt pe toate palierele. Avem dansul de performanță, în care ne-am întors acum de la campionatul național al României, în care am avut rezultate foarte bune. Și orice se dorește, cred că vom putea să îndeplinim dorințele. Entonces, cualquier persona que quiera bailar en Timișoara, cualquier tipo de baile se puede encontrar en Timișoara. Categor. Perfecto. Categor. Y entonces, ¿cómo se creó esta escuela de baile? ¿Cómo nació y cómo creció a ser lo que es hoy? E o poveste lungă, spun pe scurt, acum 20 de ani aproape, doi tineri, eu cu Diana, nu eram nici măcar împreună, a fost un vis frumos care nu ne-am lăsat, l-am visat până la capăt, adică până în ziua de astăzi, și am adus pentru România și pentru Timișoara tot ce am putut noi, în tot ce înseamnă domeniul cultural, artistic și sportiv. De la campion național, campion mondial, de la produse culturale, de la spectacole și așa mai departe. Genial. Y perdón, hablando de los espectáculos, hay eventos abiertos al público que cualquier persona puede venir, por ejemplo, un turista que venga a Timișoara puede participar? Da, mai ales acest an, că suntem capitală culturală, da, vom pregăti surprize pentru public, pentru oricare tip de public și voi începe să vă spun despre un proiect frumos care l-am început acum un an și ceva cu oameni de valoare, oameni din domeniul cultural, din domeniul operei, din domeniul teatrului și am deschis o asociație care se numește Teatru de Musical, în care spectatorii și vizitatorii Timișorii vor avea ocazia din luna septembrie încolo să vadă cel puțin 2-3 producții de musical pentru copii și cu copii și cel puțin o producție de musical doar cu valorile și cu talentele Timișorii, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Deci vom avea cel puțin 4 spectacole deschise publicului, în care cred că cine va fi în acea perioadă în Timișoara se va bucura de tot ce înseamnă musical, tot ce înseamnă teatru, muzică și dans. Estamos esperando con muchas ansias. ¿Y dónde podrá la gente ver cuando van a poder participar a estos espectáculos en la página de Facebook? Pagina de Facebook www.magnumteam.ro. Aici o să anunțăm cu cel puțin o lună, două, trei înainte toate spectacolele, toate concursurile, toate seratele de dans, pentru că apropo de palierul de dans, da, vom începe cu această lună seratele de dans Friday Dance Night, în care lumea va putea să vină și să stea la un pahar de vorbă, la un pahar de vin și să învețe să danseze tango, să exerseze tango, să danseze bachata, salsa, vals. Da? E liber pentru oricine. E dedicat în primul rând tinerilor și adulților. Nu avem limite de vârstă. Genial, esto me parece algo fenomenal porque no creo que existe algo similar dedicado al baile en Timișoara. S-a mai încercat, mai sunt ceva serate, dar foarte sporadice. Uh-huh. Și atunci noi am avut această serată cu vreo 2-3 ani de zile, dar cumva pandemia și așa mai departe ne-a schimbat puțin tot ce înseamnă planurile, să zic așa. Uh-huh. Dar vom redeschide.
Deci seratele și cursurile de dans vă așteptăm cu drag oricând. Pe site o să vedeți, de obicei sunt seara, după ce ați vizitat Timișoara, puteți sau ați fost la o cină romantică, puteți veni de la ora 8, 8:30 să facem o combinație între romantism, arderea caloriilor și socializare și cunoașterea de oameni frumoși și așa mai departe. Exactamente, că también es importante, ¿no? Esta oportunidad de interactuar y socializar con gente que a lo mejor no conoces en otros. Dansul are un limbaj comun. Dansul este limbajul, limba, cum să zic, care o cunoaște toată. Exactamente. Y volviendo un poco a lo del teatro musical, hablabas sobre los valores de Timișoara y de la región de Timiș. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo encontráis estos? ¿Quiénes son los valores de Timișoara? En primer rând, în cadrul asociației ne-am adunat niște oameni care au fiecare cel puțin 20 de ani de experiență. Oameni din operă, cum ar fi Octavian Vlaicu și Cristina Vlaicu, pe care îi puteți vedea în musical-uri la operă, în cele mai bune piese, Marius Boșa, am mai putea să dau exemplu pe Horia Crișovan, care se ocupă cu compoziția, cu muzica, cu chitară. Mai sunt noile generații, Denis Matei, cu mama sa, Diana Matei, în tot ce înseamnă canto și așa mai departe. Avem în echipă pe Oana Antonovici, o premiată și o actriță de top, care o puteți vedea în multe spectacole de teatru. Îl avem pe Boris Gaza, care este un titan în Cartea Junglei, se joacă acum musicalul ca teatru maghiar. Sunt și Teatru German. Sunt foarte mulți oameni care am zis ce vrem să facem. Vrem să pornim de la copii și acești copii să-i creștem și să-i învățăm ca să în viitor să avem și coregraf bun, și cântăreți bun, și dansatori bun, și așa mai departe. Artistas completos. Exact, exact. Și cumva să creăm o bază de date pentru, o bază de artiști pentru Timișoara. Și foarte fain este că vrem să aducem și artiști din străinătate, vrem să colaborăm cu foarte mulți oameni. Cum ți-am spus, va fi o primă producție de musical, făcută doar cu scrisă de timișoreni, jucată de cu timișoreni coreografia. O să fie o surpriză, în curând o să anunțăm și detalii și tot. Estamos esperando con muchas ansias. Din septembrie se va juca cel puțin o dată sau de două ori pe lună. O să sabeți unde? Nu știu. No, da, se poate juca în diverse. Raúl, sabemos que tú intentas y colaboras mucho, vosotros colaboráis mucho con escuelas de baile del extranjero. ¿Existe o podría existir una colaboración con España, a lo mejor? Sí, sí, sí. O menos. Da, sigur, categoric. Chiar mâine voi pleca în Slovenia, la un club de dans în care colaborăm. Am cel puțin 2-3 colegi, eu fiind și arbitru. Colaborăm foarte mult mergând la competiții, arbitrând. Avem un club cu care colaborăm din Barcelona și avem un club cu care colaborăm și din Madrid. Da? Și totdeauna ne susținem, mai mergem la niște seminarii de dans în care învățăm și așa mai departe. Poate că în viitor, de ce nu, mă gândesc și la o colaborare pentru a scoate în evidență tot ce înseamnă spiritul, cum să zic, spiritul pur al dansului spaniol. Pentru că există în dansul sportiv și în dansul în general, există, da, pot să mă refer clar la Paso Doble, în care Paso Doble este un dans care e tabloul Spaniei, e acolo 100%. Și cred că putem, m-aș bucura mult să mergem mai departe cu colaborarea și de ce nu să facem și o piesă de musical, poate, cu profil spaniol Sería și așa genial, mai departe. Sí. A lo mejor esta es, puede ser una plataforma para poder colaborar y encontrar colaboradores. Dacă cineva are o idee sau ceva, îi așteptăm cu drag, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți prin cadrul platformei. Sí. Cu drag ne-am bucurat să de ce nu, că idei sunt multe și bune,
aș vrea și să le punem în practic. Perfect. Y ya para terminar, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿cuál sería tu lugar favorito de Timișoara? Sunt mai multe, îmi place Cafeneaua Verde. E un loc în care merg pentru că îmi place să văd oameni care vin și pleacă. Piața Unirii este locul în care se află trei edificii și trei religii puse în același loc. Da? Pe lângă faptul că înainte era o mlaștină acolo, am un prieten foarte bun istoric care mi-a povestit foarte, foarte faine lucruri și vă recomand să mergeți acolo și să vă plimbați prin orașul vechi, cetatea veche a Timișorii. Da? Și îmi place foarte mult cum arată parcul botanic. Deci foarte frumos, luminat și așa mai departe. Veți descoperi în Timișoara multe locuri frumoase, dar să nu uităm să dansați. Da? Asta e în primul rând, să veniți la cel puțin o serată de dans și cel puțin la un spectacol magnum, pentru că sigur o să vă placă. Así es, os estamos esperando en Timișoara. Raúl, muchas gracias por esta entrevista, por ofrecernos tanta información valiosa para nuestros posibles futuros turistas en este año de la capital cultural. Gracias a vosotros y si os ha gustado este capítulo, no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias.